Te-ai întrebat vreodată de câte ori trebuie să sari într-un meci de Stumble Guys? Ei bine, astăzi am jucat câte un meci pe fiecare hartă și am numărat toate săriturile necesare pe care nu le-aș fi putut evita pentru a trece mai departe. La sfârșitul acestui videoclip vreau să-mi spui dacă pe vreo hartă poți face mai puține sărituri decât mine. O să încep prima oară cu hărțile de race, termin cu cele de eliminare, cele de timp nu le iau în calcul, deoarece pe Rocket Rumble nu poți să sar, iar la Stumble Soccer nu este necesar. Deci, hai să aflăm de câte ori trebuie să sar pe fiecare hartă din Stumble Guys. Începem cu Spin Go Round și hai să vedem câte sărituri avem nevoie să facem pe această hartă. Deci facem sărituri doar atunci când este nevoie, adică nu facem de la început când suntem aici. O să facem mai încolo pe harta asta, cred că trebuie să facem o săritură, sincer, după cum puteți vedea acolo în față. Noi va trebui să sărim deoarece este spațiu între, aici mergi drept în față, nu e lejer, n-ai nevoie de sărituri și așa, dar hai să vedem puțin mai încolo. Chiar sunt curios de câte sărituri avem nevoie pentru a face fiecare hartă, iar la final o să le numerotăm pe fiecare în parte, ok. Aici și nu trebuie să sar, aici nu trebuie să sar, dar aici cred că trebuie să sar. Da, acolo trebuie să sar, din păcate, mamă, stai să mă duc și eu așa pe aici. Sau dacă îmi dau cu ăsta, fiți atenți, vreau să încerc ceva. Vreau să încerc să merg cu chestia aceasta de aici, să vedem dacă mergem cu asta, dacă ne poate învârti să ne ducă ca lumea, bă, dar dacă mă duc eu perfect, eu zic că se poate, dar nu știu, spuneți-mi voi acolo în comentarii dacă voi ați încercat treaba asta, dacă se poate, sincer, că v-am zis, vreau să-mi spuneți dacă voi ați făcut mai puține sărituri decât mine, chiar sunt curios, bă, dar vreau să încerc, dar mie că nu cred că o să pot să fac treaba asta, bă. Te rog, doamne, odată. Deci, fiți atenți că putem face o treabă fără să ne lovim de asta, dar trebuie să vină. Ok, vreau să încerc o tactică, dar nu cred că, sau... Ba da, cred că este o tactică bună, dar nu, că tot mai e asta, dar totuși, eu zic că se poate fără sărituri la harta asta, dar totuși cred că acolo în față e necesară săritura, dar hai să vedem. Așa nu merge, așa nu merge. Trebuie să prind asta să vină amândouă așa. Iar eu să mă duc acum aproape, m-am aproape, aproape, deci am fost cât de aproape am fost eu la treaba asta aici. Ok, te rog, lasă-mă, du-mă în partea asta. Na, s-a terminat timpul. Ok, revenim aici și hai să vedem dacă ne iese totuși, dar trebuie să ai noroc sincer ca să o faci atunci. Altfel, trebuie să faci neapărat săritura pentru a nu pierde timpul. Cum ați văzut, deja mi s-a scurs timpul data trecută și este cam nasol, dar hai să vedem acum, mă duc, uite, așa... A, n-a vrut, bă, e greu, mă. Cred că totuși trebuie să sar, dar... Bă, eu vreau să încerc până îmi iese treaba asta. Vreau să încerc până îmi iese treaba asta. A, n-a vrut. Dumă în partea asta, te rog, dumă așa, dumă așa. Deci de aici cred că merge, dar nu acum. Sau... Gata, 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 gata! Nu, cum am căzut printre... Bă, cât ghinion am avut. Deci se poate să fac... Băieți, vreau să vă zic o chestie. Dacă dați acolo un like și un subscribe dacă încă n-ați făcut-o și lăsați și un comentariu, de fapt să lăsați un comentariu de 3 ori cu ce vreți voi, 3 comentarii diferite sau 3 comentarii la fel, habar n-am, o să aleg pe unul dintre voi și o să apară chiar pe ecran, după cum puteți vedea, am ales pe cineva așa random, mascul și pe mine sau să mă duc, uite așa și uite că am trecut! Încercăm din nou, încercăm din nou, încercăm din nou și... Bine, m-am trecut! Iar acum, ia să vedem și de data asta dacă putem trece noi de ăsta fără să ne... Ia și... Am trecut, dar aici este necesară săritura, deci avem nevoie fix de o săritură. A doua hartă este Tilefall. Dar, pe Tilefall, zic eu că trebuie neapărat minim o săritură să ai, deoarece la final... ok, hai să mergem așa, nu, n-a fost. La final, trebuie să sar neapărat ca să ajungi pe partea cealaltă, dar am eu o impresie, până găsim noi astea, mai vorbim și așa, dar eu mă gândesc așa, s-ar putea să putem, să nu facem absolut chiar nicio de-asta, nicio săritură, deoarece dacă picăm pe o de-asta roșie, putem să sărim, ia să vedem, asta este full. Poate ne aruncă o de-asta roșie, cine știe, știți că vă mai arunc așa, într-un fel, chestia asta roșie și s-ar putea să mă arunce. Bă, dar merg și eu cum trebuie sau... Deci, asta este singura săritură de care avem nevoie și pe această hartă, ca pe Spin Go Round, avem nevoie doar de o săritură. Până acum două. Bun, a treia hartă este Icy Heights și pe această hartă eu cred că nu există nicio săritură, adică nu cred că avem nevoie de vreo săritură, dar să sperăm că nu ne omoară bulgăreștea, că nu dau noi și așa. Ok, trecem pe aici, momentan n-am sărit. Deci nu cred că avem nevoie de nicio săritură pe Icy Heights. Și pe aici trecem lejer. Da, pentru că la final este trambulina și noi nu sărim practic, adică noi nu apăsăm pe space. Deci se controlizează doar space-ul. Aici la trambulina n-am ce să fac. Deci pe Icy Heights 0 sărituri, momentan rămânem doar cu 2. A patra hartă este Humble Stumble și pe această hartă cred că tot la fel nu putem să sărim. Sau la final, cred că la final se poate sări. Dar nici aici nu știu, dar
Ba da, cred că, ba da, ok, ok, deci se poate să trec, mamă, dacă nu cădeam eu aici, trebuie să fac în așa fel încât trec eu pe partea asta, fiți atenți, trec așa, las așa, mai sar o dată, dar așa în partea asta, bam. Bine, dar astea nu sunt sărituri, v-am zis, sunt sărituri de la joc, eu nu le fac, sunt trambuline și eu n-am ce să fac, eu nu apă space, ceea ce este bine și nu se contorizează. Ia să trecem și pe aici dacă pot, mamă, ok, și de aici trebuie să pic înapoi să mă duc în spate. Te rog, lasă-mă să trec așa și aici trec așa, bun, am trecut, credeam că nu pot să trec, vreau să sar la asta, chiar era nasol, dar aici, aici, aici cred că trebuie, da, cred că trebuie să sar sau o fi la fel ca pe spin-go-round, habar n-am, nu știu, hai să mai vedem odată, dacă nu sar, nu mai stau eu o grază de timp, da. Deci avem nevoie de o săritură. Spuneți voi acolo în comentarii cum v-ați judecat sau cum mai puține sărituri decât mine. O săritură până acum. Și aici, ia să vedem, aici eu zic că pot să fac așa. Aici vreau să fac eu în felul acesta. Deci dacă stau eu aici, da mă, da, fix așa. Deci pe această hartă avem nevoie tot așa, fix de o săritură. A cincea hartă este pivot push și să sperăm că pe harta aceasta n-avem nevoie de sărituri. Din câte am văzut eu, nu cred că avem nevoie de sărituri. Dar hai să mergem pe aici și să sperăm că nu se mai termină timpul ca de dățile trecute, că este cam nașpa dacă se termină timpul. Deci momentan nu avem nevoie de sărituri, bă, dar nu cred că avem nevoie de sărituri nici aici. Bă, eu aș vrea, nu știu, să facem un challenge. Să punem pariu. Punem pariu că nu o să sar de mai mult de 10 ori. Până acum câte sărituri am? Am... Deci am avut 4 hărți. Pe o hartă n-am avut nimic, deci am 3 sărituri până acum. Punem pariu că nu se fac peste 10 sărituri până la acest episod. Nu știu, punem pariu. Scrieți acolo în comentarii dacă voi sunteți de acord că se fac sau dacă nu se fac. Adică spuneți, se fac mai multe sau se fac mai puține? Chiar sunt curios. Deci am sărit și aici, sar aici și mai sar așa o dată. Nu, 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 mai am o dată mai aproape și am sărit. Deci 0 sărituri și pe pivot. Acum, a șasea hartă este Cannon Climb. Bă, nu știu dacă mai are rost să mai facem și pe Super Bowl Scramble, dar o facem tot așa că e o hartă, chiar dacă este cam același lucru, este o, totuși o hartă și eu zic că trebuie să facem și pe aceea. Deci, momentan, n-am avut voie de săritură, n-am avut nevoie de săritură, nu că n-am avut voie. Momentan, nu trebuie să sărim, avem 0 sărituri. În total, noi câte avem? Avem 3 sărituri, parcă, sau 4, că nici nu mai știu, chiar am uitat. Nu, 3 sărituri avem, că pe harta trecută n-am sărit deloc, deci avem tot 3 sărituri, rămânem cu 3 sărituri și o terminăm și pe asta, tot cu 3 sărituri rămânem, deci asta este bine. Bă, chiar nu mă așteptam să fie atât de puțin sărituri până acum, dar hai să vedem ce ne așteaptă în următoarele hărți. A șaptea hartă este Over and Under. Dar începe greul, sincer, fiindcă aici, la final, după cum puteți vedea chestiile alea, acolo chiar trebuie să sărim neapărat, sincer. Cred că n-am niciun dubiu că nu trebuie să sar. Cred că n-am niciun... Mamă, și aici, nu spune că și aici trebuie să sar. Te rog, spunem că nu trebuie să sar și aici, te rog, spunem că nu trebuie să sar. Ok, nu trebuie să sar. Dar trebuie să trec și de partea asta la fel și m-a băgat pe sub. M-a băgat pe sub, ok, deci este greu la Over and Under. Chiar începe greu, l-aș putea spune de data asta. Bă, dar cum am făcut eu acolo? Cum am făcut? Deci trec așa, las ăsta așa și trec... What? Bă, parcă să duce mai sus sau... Deci mă pun aici și fix acum trec. Nu, deci nu înțeleg. Na, sunt nevoie să sar. Ai, deci o săritură, chiar dacă am făcut o dată trecută, acum am sărit... Aici la fel, 2 sărituri, deci 2 sărituri băieți, 2 sărituri până acum, în total 5. Aici nu trebuie să sar, bănuiesc, trec așa, trec așa, dar acum, acum trebuie să sar sau? Nu, nu trebuie să sar nici acum, deci s-a terminat timpul. Să sperăm că data asta nu mai trece timpul și hai să vedem de câte sărituri mai avem nevoie. Deci până acum 2 pe harta asta, în total avem 5 ori, deci până acum am avut nevoie de 2 sărituri pe harta asta, în total 5. Acum vine treaba nasoală, aici mai trebuie o săritură, 6. 7, 8 în total, 9. Deci 9 sărituri pe harta asta. Bă, câte erau? 5 parcă? Nu mai știu sincer. Deci m-a bătut de cap. Deci trebuie să știu că sunt 9 sărituri în total. Următoarea hartă nici nu mai știu a câta e. A 8, a 7, a habar n-am, nici nu mai știu a câta e. Dar tot ce trebuie să știu e că sunt 9 sărituri și o să le luăm așa. Deci aici trebuie să sărim, trebuie să facem o săritură. 10, 11, 12, ok, 12 sărituri aici, dacă putem face noi ceva aici, nu, nu cred că avem nicio șansă, sau? Na, deci, nu, nu avem nicio șansă, nu avem nicio șansă, deci 12 până acum, aici vine a 13-a, dar, ia dacă stau eu pe ăsta așa și mă duc, nu, nu e nicio șansă, deci 13, aici pot să trec, aici pot eu să trec,
Dacă pun și eu astea cum trebuie, ok, trebuie să mă duc din partea asta, cred. Trebuie să mă duc așa. Deci, 13 până acum. 13, rămâne tot 13. 13, 13, 13. Mai mă duc aici așa. Tot 13. Deci sper că 13 erau, că nu mai știu. Cred că 13 erau, sincer. Da, cred că 13 erau. Aici, aici, acum, dar cred că o să mă dea astea nasol. Ok, hai că am trecut, hai că am trecut, hai că am trecut. 13, dar nu, 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 nu. Așa, bun. Deci 13. Până acum am trecut de 10, că eu ziceam 10, okay, deci chiar am trecut, băieți. Nu știu dacă ați ocupat pariul și a spus că trecem de 10, scrieți acolo în comentarii. Aici pot să fac să rămână tot 13. Dacă mă duc eu așa, o las pe asta mai mult, uite așa, rămân 13, ok? Rămân 13. Aici, la fel, dacă o fac, rămân tot 13, ok? Hai să trec repede, repede, gata. Și aici, 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 nu știu, rămân 13 sau... Ia, dau, dau, dau cât mai mult să se ducă și rămân 13. Bă, cred că puteam să fac mai puțin, sincer, la harta asta. Scrieți în comentarii voi câte ați făcut. Deci, rămân tot 13. Ok, acum jucăm pe Lavaraș. Hai să vedem de câte sărituri avem nevoie pe Lavaraș. Ok, la final, acolo, chiar ai nevoie de o sărituri. Dar, pe aici, deci, chiar o săritură. Ok, o săritură. O săritură până acum. Trecem și pe aici. Vine și a doua săritură. A, n-a sărit până acolo, deci vine și a treia săritură și a patra și a cincea și a șasea, ok. Și a șaptea. De fapt, a șaptea nu puteam să fac. Fiți atenți. Lăsăm șase. Lăsăm șase până acum. Nu puteam să... Deci, cred că avem 19 în total, că parcă avem 13, nu? Dar ia să vedem totuși, totuși. Lăsăm șase și hai să vedem. Te rog, te rog, te rog, te rog. Bă, incredibil cum a luat asta. Mamă, cât ghinion am avut. Deci, cât ghinion am avut. Deci, rămân tot șase. Avem 13 plus 6, 19, ok. Trecem și pe aici. Deci, 19... Bă. O să treacă timpul, știu că o să treacă timpul, dar țineți minte, 6, adică 19, lasă, lăsăm 19, lăsăm 19, dar te rog, lasă-mă să nu mă iei, așa, bun. Deci, rămân 19, până acum 19, aici trebuie din nou, a trebuit double jump, aici pot să trec pe aici? Deci avem 21, că a trebuit double jump acolo, ok, pe aici am trecut așa lejer, pe aici trebuie să mai sar o dată și încă o dată și încă un double jump, deci... 24, 24 până acum, ok? 24, deci avem 24 de sărituri în total. Aici trebuie din nou 25 și aici trebuie din nou 26, 27, 28, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Ok, 33 de sărituri. Mamă, câte am făcut, incredibil așa ceva. Deci 33 de sărituri. Următoarea hartă este Space Race și hai să vedem, avem 33 până acum, ok? Aici trebuie să sar neapărat 34, ok, 35, 36, bun, 37, nu, 38, 39, 40, ok, 40, aici 41, deci avem 41 de sărituri, 41, 42, ok, 42 de sărituri. Acum, 43 aici, chiar n-aveam ce face, 43, 44, 45, dar trebuia să-l aștept pe ăla, deci rământul la 44, că puteam să-l aștept pe ăla acolo, deci acum este 45, ok, dacă ați înțeles cum am vrut eu să zic, 46, ok, 46, acum trecem așa lejer pe aici prin ăsta, 46, 46, bun, să nu uităm. Așa, și aici este în partea asta. Puteam să facem mai puțin dacă știam că sunt că e în partea asta, dar aia e. 47 și da, 47 de sărituri până acum. Hai să vedem în continuare ce ne mai așteaptă, că mai avem multe hărți. Chiar credeam că putem să facem sub 10, dar de acum vine greul. Acum urmează Super Slide. Pe Super Slide eu știu că nu pot să fac nicio săritură, deoarece am postat un short și fix chiar acum s-a... Mamă, bă, da, n-am făcut așa, băieți, pe short puteți să intrați și pe short, că acolo l-am făcut chiar tare, dar... Dacă mai cad o dată... Mamă, stai, nu, bă, bă, ce sunt așa? Ok, trebuie să am puțin răbdare aici și să trec fix acum. Dar, nu știu de ce m-am lovit. Oricum, 47 de sărituri până acum. Pe short l-am făcut fără să mă lovesc la alea, dar nu știu ce am acum, sincer, de ce m-am lovit așa. Dar ia să vedem pe aici, mergem așa frumos, bam, trecem așa. Hai să trecem pe aici, putem să trecem peste, pe short am putut, mamă, deci pe short am făcut-o mult mai bine decât aici, puteți să intrați acolo să vedeți cum e. Ok, uitați-vă pe short, nu vă uitați acum, deci momentan tot 47 sunt. Trecem la Lost Temple, 47 de sărituri avem, pentru că, v-am zis, pe Super Slide
Nu mai avea rost să-l mai fac aici și deja l-a făcut un dezastru. Intrați mai bine pe short, că acolo l-am făcut mai bine fără întreruperi și chestii de genul. Dar hai să vedem. Mamă, deci stai că am sărit, acum nici nu mai știu de câte ori am sărit, trebuie să o reiau. Ok, am venit la început și hai să vedem de câte ori. Avem 47 acum, 48, 49, dar aici nu știu dacă ar fi trebuit să sar neapărat, dar 49 de sărituri. Acum hai să trecem așa, pe la ăsta, 49 avem, băieți. Trecem așa frumos, aici trebuie să sar neapărat, n-am ce să fac, dar și aici am făcut double jump, dar nu trebuia să fac oricum, deci erau 51 să zicem, 52, 53, 54, 55, ok, 56, 57 și 58, ok, deci 58 și cred că venea 59, dar nu, dacă mă duceam aproape 58, ok, 58, 59 că am sărit pe ăsta acum, aici pot să trec așa. Rămân 59, rămân 59, mamă, sper să nu treacă timpul. Deci, 59, 60, 61 și cred că cam atât, sincer, cred că cam atât, dar să nu treacă timpul. 61, da, 61, momentan la Lost Temple, bă, și eu mă gândeam la 10. Care 10, mă, că 10 erau extrem de puține, dar avem 61 acum. Urmează Jungle Roll. Și aici să sperăm că terminăm, că nu știu, dar cu mâzga asta pe aici când mergem noi prin asta, nu știu cât o să ne ia nouă, sincer. Dar dacă mergem pe ăsta verde, cred că e tot la fel, nu, da, parcă tot la fel era, ok, deci avem 61, ca să ținem minte, 61, mergem, bă, da, greu se mișcă pe aici prin ăsta, dar aia, 61, momentan, aici pot să fac să nu sar, mi se pare că pot, ok, deci n-am sărit, avem tot 61. Aici să nu vină d-astea nașpa, că mă cam duc dacă, dar momentan este bine. 61, aici, hai să trecem aici, nu cred că merge sau merge aici, merge. Și avem 61, 61 rămân, da, aici trebuie să sărim, ia în partea asta, nu trebuie, ok. A, dar trebuie să sar acum, de 62, na, n-am avut ce să fac, o facem după cum vin astea, sincer. 63 și 63, asta nu s-a, what? M-a dus mai departe, ok, e bine pentru mine, 63, avem 63 de sărituri, sunt sigur că voi puteți face mai puține, chiar vreau să încercați treaba asta și să înscrieți în comentarii dacă puteți face mai puțin sau dacă sunteți sigur că puteți face mai puțin să înscrieți. Deci avem 63 și am ajuns, bă, 63, parcă nu 64, nu? Deci 63, cred eu sincer. Vedem după că pun pauză și la următoarea hartă vă zic sigur, că eu nu mai știu. Da, deci 63 aveam dreptate, următoarea hartă este Paint Splash și hai să vedem aici, sincer. A, ok, acolo trebuie să sărim, deci sunt sigur că două sărituri deja l-avem, mamă, și aici cred că trebuie să sar, dacă trec prin margine, nu merge. Ok, deci o săritură, deci 63, 64 acum, băieți, 64 de sărituri avem. Bă, oare trecem de 100? Chiar sunt curios dacă trecem. Scrieți în comentarii chiar acum dacă credeți că trecem de 100, aici nu pot să trec, deci 65, bun. Aici cred că e la fel, da, 66, aia, n-aveam ce să-i fac, 66 de sărituri, aici trebuie să sar din nou, 67 avem acum, trecem pe aici lejer, aici dacă aștept eu ăsta, nu știu ce să zic sincer, mamă, dar nici nu l-am așteptat, bă, ce fac mă, de 66, rămânem cu 66, dar hai să vedem dacă ne duce ăsta, ia, ne duce, nu, no, deci nu merge. Deci tot 66, ajungem la 67, hai să-i terminăm totuși că mie că trece timpul. Acum, 67, bun. Aici 68, ok. 69, am ajuns la 69. Acum trecem așa. 70, 71, 72 și 72 momentan. Avem 72 de sărituri, am ajuns la Hot Wheels Hustle. Hai să vedem aici totuși Hot Wheels, să vedem ce facem. 72, rămânem cu 72. Bă, și noi încă n-am terminat, adică mai avem, cred că mai avem o singură hartă, Super Bowl, după aceasta, dar momentan sunt la 72, 73 că am sărit odată, ok, 74, ăsta nu putem să-l facem fără, deci rămâne 74, 75, 76 vine acolo, deci 76 vine acolo, băieți, ne abatem de la ce v-am spus la început, deci 76, 77 acum. Ne abatem de la ce am spus mai la început și de alea de elimination, o să le facem la alea la eliminare, o să le facem un alt video, deoarece sunt foarte multe, acolo o să facem chiar foarte multe și chiar sunt curios că te facem fără alea de eliminare, deci dacă mai vrei să facem și la alea cu eliminare, lăsați neapărat un like și scrieți acolo în comentarii dacă vrei să mai facem și la cele de eliminare, câte sărituri putem face noi. Deci avem momentan 77, aici nu mai avem nevoie de nicio săritură.
Și rămânem tot cu 77, da, 77, bine că n-am zis 67, era să zic 67, dar 77, aia e ultima hartă Super Bowl Scramble. Și am ajuns la ultima hartă Super Bowl Scramble, cred că rămânem tot cu 77, deoarece după cât de bine mi-amintesc eu, la Canyon Climb, care este aceeași hartă cu aceasta, adică e același lucru, numai că sunt făcute, au designul diferit la ele. N-am făcut niciuna, deci rămânem cu 77 cel mai probabil. Asta în caz că nu sar eu așa, dar nu, 77. Deci rămânem cu 77 de sărituri. Și da, băieți, sper că v-a plăcut acest episod, sper că a fost unul informativ, adică chiar a fost informativ, pentru că bănuiesc că nu știați treaba asta, de-aia ați intrat și pe video, deci 77 de sărituri în total, în afară de cele de eliminare. Dacă vreți să facem și cu cele de eliminare, cum am zis, nu uitați să dați neapărat un like, să vă abonați dacă încă n-ați făcut-o și scrieți acolo în comentarii. Vreau să fac și cu cele de eliminare. Deci, 77, 1, 2, 3, ne luăm rămas bun, pa, pa!